Grăbesc, da. Apropo de civilizație, că tot vorbim de Africa de Sud, trebuie să spun un lucru interesant. Nu, dacă iar ne spui ce ai mâncat, plec. Nu. Mai dau câte o idee, poate știe omul când își închiriază mașină, trebuie să știe lucrurile astea. Evident că două zile am fost cel mai prost participat la trafic din două motive. Unul, trebuie să schimbi cu stânga și nu ții în reflex, trebuie tot timpul să te concentrezi, pentru că vitezele sunt aranjate ca la mașina cu volan pe partea normală. Deci a întâia este cea mai în stânga și e destul de greu să o găsești. E pe la a cincea deja te ia capul. Bun. Deci ești concentrat tot timpul la cutia de viteze. Ei bine, iau câteva reguli schimbate față de noi. De exemplu, cei de pe drumul cu prioritate întâlnesc o dungă mare pe banda lor, pe drum cu prioritate, drept, chiar și în afara localității, pe care scrie mare stop. E, ce faci când întâlnești treaba asta? Problema este în intersecții, că sunt intersecții de 3 străzi care toate au stop. Ce faci? Pe cine lași? Prioritate de stângă. E greșit. Este prioritatea, are prioritate cel care a ajuns primul în intersecție. Și atunci tu trebuie să începinești. Mamă, ce tare ar fi asta la Berceni. Sau să oprești, da. Să-ți calculezi în cap care a pus primul roțile pe dungă și ăla trece primul. Mamă, la Big Berceni acolo fie fain. Și cum și ok? Adică funcționează. Și funcționează. De ce? Dacă ai un drum principal cu foarte mare trafic și cineva vrea să iasă dintr-un drum lăturalnic sau, de exemplu, de la o reprezentanță auto, că acolo se pun de obicei, ăla, dacă ajungi cu roțile pe dungă sau în apropierea dungii primul, are dreptul să intre în drum principal. Pentru că altfel n-ar apuca să intre niciodată, evident. Și îți ia 2-3 zile până mai întrebi și tu. Evident, noi nu citim prostiile astea pe net, citim ce să nu mâncăm sau nu ne îmbolnăvim. Dar e regulă de bază și de super bun simț, pentru că aproape niciodată nu ai ceartă în trafic. Bă, nu mai lăsa și pe mine bucăți ieși, știi? Nu ai treaba asta. Pentru că e logic, dacă ajungi primul, trebuie să treci primul. Corect. Și dacă ajungi pe la Londra, unde se circulă tot așa, să te uiți întotdeauna în dreapta. Deci, să nu te uiți prima dată în stânga. De fapt, scrie și pe jos. Look right, tântăleule. Look right.